sărbătorim iubirea și nu doar iubirea despre care ne-am vorbit mai devreme, ci prietenia. Este ziua în care se oferă flori, este ziua unde bune dispoziții, este ziua în care ne bucurăm să știm că suntem iubiți, este ziua în care ne bucurăm să putem spune că iubim pe cineva. Elevii au completat un chestionar, având ca tematică sărbătoarea Dragobetului și au fost sfătuiți de către angajații secției istorie, etnografie din cadrul Muzeului Porților de Fier să păstreze vie tradițiile populare românești. Am asistat la o prezentare despre această sărbătoare specific românească. Am primit un chestionar în legătură cu ce sărbătoare preferăm, întrucât s-a răspândit foarte mult sărbătoarea Valentine's Day, pe care am preluat-o de la americani. Iar despre sărbătoare știu că este specific românească, au existat diferite tradiții care în prezent nu mai sunt la fel de cunoscute. Spre surprinderea mea nu foarte mult știu multe despre Dragobete, chiar dacă este o sărbătoare românească, tradițională. Și mi-ar plăcea să fie mult mai mediatizată și oamenii să prețuiască cu adevărat semnificația acestei sărbători. Tu ce tradiții ți păstrezi de Dragobete? Nu prea păstrez tradiția, spre rușinea mea, dar cred că ar fi frumos să organizăm mai multe evenimente. Eu, cum am menționat și în chestionar, prefer Dragobetele, pentru că, după cum am mai spus, Dragobetele este o sărbătoare cu specific românesc care ține tradiție. Ce tradiții știi tu că se țin de Dragobete? De Dragobete se spune că băieții își aleg o fată pe care o să o țină pe tot parcursul anului. De aceea este și bine să își aleagă o fată, pentru că vor fi feriți de boli, se spune în tradiție, și vor avea parte de ea pe tot parcursul anului. Dragobete, fiul Dociei, era considerat zeul iubirii și al bunei dispoziții și reprezenta echivalentul lui Cupidon din mitologia romană și al lui Eros din mitologia greacă. În popor se spunea năvalnicul și era perceput ca un fecior frumos, care le fermeca pe fete și le făcea să-și piardă mințile. Ca la toate sărbătorile populare, muzeul privește cel mai des spre tânăra generație, în speranța că astfel vom demonta o idee pe care eu personal o consider falsă, aceea că tânăra generație este refractară progresului spiritual. Ne-am întâlnit de Dragobete pentru a înțelege că nu este doar sărbătoarea iubirii, este sărbătoarea prieteniei, în care este foarte bine să ne înțelegem, este foarte bine să ne veselim și ne bucurăm nespus că am aflat ceea ce știau ei despre sărbătoarea iubirii. În trecut, pe 24 februarie, satele românești răsunau de veselia tinerilor și de zicala Dragobetele sărută fetele. Tot potrivit tradiție, de Dragobete bărbații nu trebuie să le supere pe femei, să nu se certe cu ele, pentru că astfel nu le va merge bine tot anul. În această zi nu este bine să plângi, întrucât se spune că lacrimile aduc necazuri și supărări în lunile următoare.